Jandarmii cărășeni au fost solicitați printr-un apel de urgență la 112 pentru a interveni în cazul unei femei căzute în apartamentul său, situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe din municipiul Reșița. La sosirea echipajului de jandarmi, femeia era conștientă și coerentă în limbaj, însă nu se putea ridica, iar ușa apartamentului era încuiată pe dinăuntru. În urma colaborării cu forțele de ordine prezente la fața locului, medicul sosit cu ambulanța a evaluat situația prin ușă și a constatat că nu există un pericol iminent pentru viața pacientei. Astfel s-a decis să se aștepte sosirea pompierilor cu o scară pentru a evita deteriorarea ușii de la intrare. În scurt timp, echipa de pompieri a ajuns la fața locului și a poziționat o scară pentru a accesa apartamentul prin geamul deschis. Șeful echipajului de jandarmi a reușit să intre în apartament și să deschidă ușa, permițând astfel accesul echipei medicale pentru a oferi femei îngrijirile de specialitate necesare. Intervenția rapidă a jandarmilor și pompierilor cărășeni a făcut posibilă gestionarea eficientă a situației, asigurând că persoana aflată în dificultate a primit ajutorul de care avea nevoie în cel mai scurt timp posibil.